Șefa ITM Timiș Cornelia Corescu și Vasile Medeșan, secretarul executiv al filialei județene PDL, rămân în arest preventiv, dar vor fi mutați în penitenciarul Popa 7 din Timișoara. Măsura a fost decisă de magistrații de la Tribunalul Timiș. Potrivit anchetatorilor, Cornelia Corescu a pretins în luna iulie împreună cu secretarul executiv al PDL Timiș, Vasile Medeșan, 10.000 de lei de la patronul unei societăți din Varia ca donație pentru PDL. Cornelia Corescu mai este cercetată într-un dosar pentru primire de foloase necuvenite și conflict de interese. Asta după ce în timpul percheziției de luna trecută, anchetatorii au găsit în biroul acesteia acte în original aparținând mai multor societăți comerciale, dar și produse pe care era inscripționată marca unui hotel din Timișoara.